vrei să mănânci mai sănătos sau să faci mai mult sport? Ți-ar plăcea să ai o casă mai curată și mai organizată? Sau ți-ar plăcea să elimini unele obiceiuri care nu îți plac? Dacă răspunsul este da la oricare dintre întrebările astea, clipul de azi este pentru tine. Haide să începem! Ideile din clipul de azi le găsiți în cartea lui James Clear, Atomic Habits, obiceiurile atomice, pe care am citit-o de curând și mi-a plăcut enorm. Ce este un obicei? Un obicei este un comportament care a fost repetat de atât de multe ori încât să devină automatizat. Obiceiurile reduc din încărcătura mentală și eliberează capacitate mentală pentru a ne putea concentra pe alte task-uri, de regulă mai creative. De multe ori ne uităm la un om de succes sau la un proiect de succes și ne gândim, wow, ce oportunitate a avut sau ce idee bună a avut. Și întotdeauna avem impresia că e vorba de un singur moment sau o singură idee. Dar realitatea este că de regulă se construiește foarte mult înaintea acelui punct. Ca atunci când se topește o bucată de iceberg foarte mare și avem impresia că totul s-a întâmplat atunci, în cele câteva secunde. Dar în realitate, temperatura a crescut cu mult timp înainte și s-a tot construit acel moment. Ei bine, așa este și cu obiceiurile. De multe ori încercăm să construim un obicei pozitiv și, de exemplu, mâncatul mai sănătos și nu vedem rezultate imediat și avem impresia că mergem în gol. Dar ce se întâmplă de fapt este că nu am ajuns la acel moment, la acel punct în care bucata din iceberg să cadă, adică să începem să vedem rezultate. Cred că una dintre ideile mele preferate din carte este cea legată de cele trei straturi care apar atunci când încercăm să schimbăm un comportament: obiective, proces și identitate. Și de cele mai multe ori, atunci când încercăm să implementăm un obicei sănătos sau un obicei nou pe care îl dorim în viața noastră, gândim în termeni de obiective. Vreau să slăbesc 5 kg sau vreau să alerg un semi-maraton. Și de la obiective ne gândim la ce trebuie să facem în fiecare zi ca să ajungem acolo, pentru ca în final poate acest obicei va deveni parte din identitatea noastră sau poate nu, poate ne oprim după ce ne atingem obiectivele. Cum ar fi dacă am începe acest proces de la identitate? În loc să spunem vreau să alerg un semi-maraton, să spunem vreau să devin un alergător. Și atunci toată mentalitatea noastră s-ar schimba și ne-am pune întrebarea, ok, ce face un alergător? Păi probabil că iese la alergat în fiecare zi. Și ce mai face? Păi probabil că prioritizează mâncarea și somnul ca recuperare și pentru a fi pregătit pentru următoarele antrenamente care vor fi și mai grele. Și atunci se construiește în mintea noastră o întreagă identitate pe care ne-o asumăm și e mult mai ușor să implementăm acest obicei nou. Câteva modalități prin care puteți implementa un obicei nou. Prima modalitate. Setează un timp și loc pentru el. În loc să spui săptămâna viitoare, într-o zi, o să filmez un clip pentru YouTube, încearcă să spui marți, după ce pun copiii la somn, voi filma un video pentru YouTube. Practic ai setat timpul și locul, locul este acasă în cazul meu, și asta va face mult mai probabil ca acel obicei să aibă loc. Și asta puteți aplica pentru orice obicei pe care vreți să-l începeți. În loc să spui săptămâna viitoare într-o zi voi alerga, poți să spui marți la ora 7 mă voi trezi un pic mai repede ca să alerg. O altă modalitate foarte simplă de a construi un obicei nou este de a lega de unul existent. Și așa a fost pentru mine cazul cititului, pentru că îmi doream foarte mult să citesc mai mult și mi se pare că niciodată nu am timp în zi să fac asta. Și atunci mi-am impus ca de fiecare dată înainte să merg la somn să citesc 10 minute. Sigur că a trebuit să fac o schimbare pentru asta, pentru că eu înainte citeam cărți fizice mai mult și am trecut la Kindle. Îl aveam deja, dar îl pusesem undeva pe un raft și uitasem de el. Dar, da, Kindle-ul îmi oferă ocazia să citesc și în pat lângă Horia și am implementat asta. De fiecare dată înainte să merg la somn, citesc 10 minute. Sigur că timpul mi-a crescut, uneori mă prind de carte și citesc mai mult, dar ideea rămâne. Leagă un obicei pe care vrei să-l construiești de unul existent. Dacă dimineața, în timp ce bei cafeaua, ți-ai impus, nu știu, să faci un fel de introspecție și să te gândești la 5 lucruri pentru care ești recunoscător. Nu 5, 2. Oare cum ar fi ca atunci când bei cafeaua să nu mai stai pe telefon și să te gândești la lucrurile care îți aduc fericire și pace? Ce fain ar fi să-ți începi ziua așa! Mediul este extrem de important pentru modul în care noi ne construim și ne modificăm obiceiurile. Și un citat din carte care mi-a plăcut foarte mult este că mediul este mâna invizibilă care modifică comportamente. Haideți să ne gândim de exemplu la mâncare. Dacă ai pe masă un coș cu fructe proaspete, care e tot timpul la vedere, și ciocolata e undeva într-un sertar,
Poate că e mult mai ușor pentru tine să iei decizia de a mânca un măr în locul unei ciocolate. Dacă vrei să începi să bei mai multă apă, de exemplu, amplasează-ți câteva sticle în punctele cheie din casă, lângă canapea, în bucătărie, nu știu, lângă un fotoliu pe care stai tot timpul și de fiecare dată când vei ajunge în punctele alea, va fi mai probabil pentru tine să bei mai multă apă. Mintea noastră asociază obiceiurile cu locurile în care se întâmplă. Dacă, de exemplu, tu de fiecare dată când stai în pat, te uiți la televizor și ai vrea să începi să citești mai mult, atunci găsește-ți în mediul tău un loc care este special pentru citit. Pentru ca de fiecare dată când te așezi acolo, nu știu, un scaun sau un fotoliu foarte comod, de fiecare dată când te vei așeza acolo, îți va fi mult mai ușor să începi să citești, pentru că se va întâmpla un click în capul tău. Te poți folosi de mediu pentru a implementa obiceiuri noi și pregătindu-l anterior. De exemplu, dacă vrei dimineață primul lucru pe care vrei să-l faci să fie, nu știu, să te rogi, atunci pregătește-ți o carte de rugăciuni undeva la îndemână. Și dacă de regulă primul lucru pe care îl faci dimineața este, nu știu, să pui mâna pe telefon, atunci pune-l într-un loc în care e mai greu accesibil și pune într-un loc mai accesibil ceea ce vrei tu să faci. Fie carte de rugăciuni sau, din nou, poate vrei să faci sport, în cazul ăsta pregătește-ți cu o seară dinainte salteaua și ce mai e nevoie, hainele de sport, ca să-ți fie mult mai ușor și mai accesibil. Mintea noastră caută întotdeauna lucrurile mai ușoare, așa suntem construiți. Și atunci e mult mai ușor să începem să implementăm un obicei nou dacă avem acele lucruri de care avem nevoie pentru el la îndemână. Și asta este foarte relevant pentru că o altă idee care mi-a plăcut foarte mult în carte este că întotdeauna avem impresia că oamenii disciplinați rezistă mai bine tentațiilor. Dar ce se întâmplă de fapt este că ei se expun mai puțin tentațiilor. Adică își construiesc medii în care nu sunt atât de expuși tentațiilor. Asta înseamnă că și noi putem schimba ceva modificând mediul. Modalitatea de a implementa un obicei nou este de a lega de ceva ce îți place foarte mult. Noi suntem construiți să căutăm recompensele pe termen scurt, adică nu mă interesează că voi arăta mult mai bine și mă voi simți mai bine într-un an, vreau să văd rezultate acum dacă fac sport. Și pentru că de regulă rezultatele vin mai greu, atunci ce putem face este să ne recompensăm noi pe termen scurt. De exemplu, putem ca atunci când alergăm să ascultăm podcastul preferat. Sau poate alergăm pe bandă înăuntru și atunci ne putem uita la serialul preferat în timp ce alergăm. În orice caz, alegeți recompensa în așa fel încât să nu vă sabotați voi pe voi înșivă, adică nu alerg 10 km și la sfârșit mă răsplătesc cu o masă la KFC. Oamenii din jurul nostru ne influențează fără să vrem comportamentele. Avem tendința să îi copiem pe cei apropiați, familia și prietenii. De exemplu, dacă partenerul tău are obiceiul să verifice ușa seara, că e încuiată, atunci cel mai probabil că vei începe și tu să o faci după o vreme. Avem tendința să-i copiem pe cei mulți. Dacă suntem într-un mediu în care nu știm ce să facem, cel mai probabil că vom lua și noi decizia majorității. Avem tendința să-i copiem pe cei puternici, asta pentru că puterea vine la pachet cu respect, statut și ne dorim și pentru noi asta. Cam astea sunt câteva modalități prin care poți începe să construiești un obicei sănătos. În antiteză, dacă vrei să întrerupi un obicei, atunci iată câteva lucruri pe care le poți face. De exemplu, dacă vrei să te uiți mai puțin la televizor, să zicem că te uiți în fiecare seară la televizor, atunci un lucru pe care îl poți face este să muți televizorul din dormitorul tău, presupunând că e acolo. Sau poți pune telecomanda undeva mai departe, să nu fie așa la îndemână, ca să trebuiască să faci un efort extra pentru a te putea uita. Putem elimina obiceiurile negative din viețile noastre și găsindu-ne un partener care să ne țină responsabil pentru obiectivul pe care ni-l asumăm și pentru care ne luăm angajamentul. De exemplu, dacă ți-ai propus să mănânci mai puțin carbohidrați, atunci încearcă să gătești pentru tine și pentru partenerul tău și partenerul tău întotdeauna va fi și el atent la mesele pe care le pregătești și veți decide împreună ce să pregătești. Și asta va face lucrurile mult mai ușor. Nu mai vorbesc de sport, pentru că dacă ai un partener alături de care vrei să faci un plan de antrenament, va fi mult mai ușor. Ăsta a fost clipul de azi. Sper că v-a fost de folos. Dacă vreți să aflați mai multe despre implementarea de obiceiuri noi, atunci vă recomand să citiți cartea în totalitate. Nu este foarte lungă. Și vă rog, lăsați-mi în comentarii ce obiceiuri vă doriți voi să implementați în viețile voastre sau de ce obiceiuri vreți să scăpați. Mi-ar plăcea foarte mult să știu. Mulțumesc pentru vizionare și până vinerea viitoare la ora 18, aveți grijă de voi! Salut!